Vă salut! Prima lucrare cu Rotact MF400, multifuncționalul de 15 cai, motor Longin, frâne pe roți. Ați văzut deja mai multe detalii despre el. Ambreiaj cu comandă dublă, aici maneta de frână. O să băgăm la cartof cu rarița reglabilă. La rariță i-am făcut eu deja reglajul aici, ușor, stânga-dreapta, să nu fie fixă. Am deschis-o la maxim aici. Haideți să vedem și cât ar avea deschisă maxim, 31 de centimetri și jumătate. Așa, și aș vrea să vedem distanța în exteriorul roților, pentru că aici avem și tamburi cu frâne. V-am arătat eu în clipul anterior. Deci utilajul are frâne pe ambele roți, are tambur cu frâne, distanța în exteriorul roților este de 56 de centimetri jumate, maxim 57. Ele acum sunt apropiate maxim pentru că jantele sunt reglabile, se pot întoarce și mai lățim câțiva centimetri. O să facem o lucrare de astupare la cartof, să dăm pământ pe ei. Sunt la aproximativ 70 de centimetri, posibil în unele locuri să fie mai înguști, ei au mai umplut rândurile deja, se poate ca roțile să mai calce când trecem peste cât un vrej, dar nu este nicio problemă. O să facem lucrarea și vedem cum merge utilajul, probabil voi folosi treapta 2, eventual puțin turat. Vom vedea, pământul e după ploaie, are și ceva umiditate, dar sper să reușim. Pentru că se anunță câteva zile de ploi, o să crească cartofii și nu mai putem face treaba asta. I-am tratat și de gândaci, mai au gândaci pe ei. Acum o să le mai facem un tratament de mană și un foliar și vom vedea în viitor ce lucrări le mai facem. Leg ăsta, că uite, mi s-a desfăcut și am și pornit la treabă. Încă un mic detaliu până pornim utilajul. După ce intru cu el printre cartof, va trebui să reglez unghiul de atac al rariței. Reglajul este foarte bun la această rariță. Observați că este aici prins și aici, la înălțime față de rariță, deci nu ne va încurca absolut nimic și reglajul va fi foarte precis. Acum mai facem o pornire, puțin accelerație. Punem în poziția de pornit și intrăm cu el la cartofi. O să fac mai multe reglaje până sunt mulțumit cum dă pământ pe cartof. Are și inversor de sens.
Sunt curios cum merge și cu viteza a treia. De obicei, în treapta 3 merge mai repede, de aia să vedem. E bine optimizată viteza a treia. Nu e foarte rapidă și acum e destul de turat. Asta e comanda aia de dublu ambreiaj. Când îi dau drumul la ambreiaj, pleacă. Dacă îmi scapă și asta, se oprește. Ți-ară la cap de rând. Uite, acum să fii atentă. Și motorul n-a murit. Dar s-a decuplat cutia. E super tare treaba asta. Diferențialul face toți banii la un utilaj de ăsta. N-ai treabă. Îi dăm din nou cu 3, că merge bine în treapta 3, e bine optimizată, nu e foarte rapidă și motorul de fel e un pic mai turat, probabil pentru pompa aia de ulei cu filtru sau... Ia uite-l, uite-l ce frumos merge și n-am nici greutăți pe roți. Aici au crescut mai mari, uite, înghesul e puțin în rândul, dar nu are nimic dacă îi ating cu roțile. Super merge, îmi place, e maxim.
aici se vede cum trece, vezi, urma care o lasă asta. Deci ea acum merge ușor, nu te chinuie, pentru că talpa stă pe pământ. Uite, să încerci să, când merg eu, să încerci să surprinzi un pic aici jos. Uite. Se vede urma care o lasă talpa de la rariță și eu țin doar direcția. Deci e o activitate foarte ușoară și rapidă. Ia uite ce bine merge. Minunat, minunat. E vârful de la rariță ca în jos. Îl ține un pic pe loc. Dar așa e zlata. O minune arată. Super frumos arată, uite-te și tu. Artă. Artă cu motocultorul. Nota 10. Pentru treapta 3 bine optimizată, e beton. Îl pornesc, vreau să vă mai dau un detaliu care m-am gândit acum la el. Vedeți că rarița e foarte îngropată, dar se vede fața utilajului. Deci uitați ce gardă la sol are. Nu atinge și nu e posibilitatea să meargă pe pământ. Pentru că sistemul e foarte bun la rariță. Aici, dacă observați, ia să-l ștergem de praf, este pusă cu partea asta în sus. Ea se poate întoarce și invers și o să vină mult mai jos. Prinderea asta o să vină foarte jos. Și atunci utilajul va merge în bot și rarița în pământ, dar nu prea bine. Deci când îl folosiți, puneți cu partea asta în sus și nu veți avea probleme să atingă jos. Deci super. Puțin accelerație. Șoc. Eu mereu pornesc cu șoc și la cald. Am reglat accelerația și acum merg de voie. Intră cam jos, se și vede. O mai pot regla, dar ies așa cum v-am spus, așa mă duc până la cap. Am terminat lucrarea cu Rotact MF400. Foarte încântat sunt, deci extrem de încântat. Nu mă așteptam să pot da cu viteza a treia. Îmi place și
Rarița, sistemul e foarte bun de reglaj. Așa arată cartofii în acest moment. Sper că vă place. Probabil o să le mai facem vreun tratament de gândaci. Acum am dat cu un foliar și ceva de mană. O să-i urmărim dacă mai fac gândaci și o să mai vedem în viitor și alte clipuri. O să vedem spre toamnă ce producție avem. Aici, știți, din clipurile anterioare, am avut porumb, am încercat să punem de probă, nu a ieșit nimic. Am săpat tot, am pus fasole, încă n-a răsărit, am pus-o recent. Dar vom vedea noi pe viitor ce mai facem și ce lucrări mai facem. Până la un nou clip, vă mulțumesc pentru vizionare. Abia aștept să văd cum merge și sistemul de cosit la MF400, dar vom vedea în viitor. Vă salutăm, spor la treabă să aveți!